Importanța consolidării eforturilor administrației publice centrale și locale pentru soluționarea în comun a problemelor existente și îmbunătățirea vieții oamenilor din întreaga țară a fost subliniată la întrevederea premierului Dorin Recean cu președinței de Raioane. Șeful executivului a menționat că autoritățile rămân concentrate pe avansarea procesului de integrare europeană, menționând că accesul la fondurile europene ajută guvernul să-și atingă obiectivele prioritare, asigurarea dezvoltării regionale și sporirea calității serviciilor oferite cetățenilor. Cea mai mare creștere economică și bunăstare începe în etapa de preaderarea țării, atunci când se investește în infrastructura drumurilor, în educație și în infrastructura socială. Guvernul va rămâne alături de dumneavoastră și va interveni ori de câte ori va fi nevoie pentru a vă ajuta să depășiți gradual dificultățile pe care le întâmpinați. Avem împreună obligația de a aduce Europa acasă, de a construi o țară cu cetățeni prosperi și instituții puternice, a spus premierul Dorin Recean. Președinții de Raioane au abordat mai multe probleme, între care salarizarea, inclusiv în domeniul asistenței sociale, infrastructura locală, delimitarea masivă și selectivă a bunurilor imobile proprietate publică. În același timp a fost discutată posibilitatea extinderii programului Satul European pentru administrația publică locală de nivelul 2. De asemenea, în timpul întrevederii au fost identificate necesitățile de finanțare în domeniul învățământului și optimizarea rețelei școlare. Părțile au convenit să continue dialogul activ. Ședințele premierului Dorin Recean cu președinții de Raioane vor avea loc o dată în trimestru.